În campania electorală de anul trecut, Alexandru Mihai Chițimia din Comuna Ninoasa a promis electoratului că, dacă va fi ales consilier local, atunci toți banii primiți din indemnizație se vor întoarce către locuitorii din comună sub formă de diverse donații. Tânărul mușcelan s-a ținut de cuvânt și astfel, la sărbătorile de iarnă, a împărțit în jur de 100 de cadouri familiilor nevoiașe. De 8 martie a împărțit flori doamnelor și domnișoarelor din comună, iar astăzi, de 1 iunie, și-a îndreptat atenția către copiii din comunitate, în special spre cei cu posibilități mai mici. A cumpărat haine și jucării, a poposit în cătunele din Broșteni și Slănic pentru a se întâlni cu sărbătoriții zilei. Dăm cu mașină. Copii de un an. La mulți ani să fii sănătoși. Alberto, acolo, mare. Da, de un an. Care mai are copii de un an? Ea e. Uite, ea mai are copii de 2 ani. Ai primit? Ce ești băiat? Ea dacă are 2, are 2. E fetiță. La mulți ani! La 3 ani sau altceva. La mulți ani, copii! Dă-le voie, mă, și la copii! Dă-le călcați pe picioare! La mulți ani, copii! Haideți-te, la mulți ani, copii! La mulți ani! Vă mulțumim frumos! Bață mică, o rochiță! Uite aici! La mulți ani! Tu ești mare, n-am ce să dau! Tu ce-l te-ai dus? La mulți ani! Hai, ne vreți? Hai! Hai, Iuliu, hai, băi! Gata! Am hotărât, atât cât sunt consilier local, să pot oferi cadouri copiilor din comuna Ninoasa și vreau să le urez tuturor copiilor un sincer la mulți ani. Prin intermediul postului nostru de televiziune, Alexandru Chițimia a câștigat în 2017 o minge cu autograf de la fostul internațional Tibor Senimeș.